dimineața era un lucru simple. Bogdan Drăcea e sovie. Mă văd cu băieții mei. Facem chetă, facem chetă. Pune tu și spun eu trei. Facem chetă, facem chetă. Vezi la capul și Matei. Doamne, mă gândeam eu vreodată în viața asta, când eram mai mic așa și mă uitam la Vocea României. Efectiv, nu mă gândeam că vreodată o să fiu cu Horia Vrenciu la masă să cântăm o piesă pe care am eu într-un ritm. Bă, băiatul. Dar să știi că planul ăla înclinat în care eram eu bucătarul tău e printre preferatele mele, dacă nu preferatul. I-am zis eu că haideți, domnul Brânciu, că nu mai au loc camioanele cu mâncare. Bă, atât de random și atât de bună. Cântă litera. F. Pata lui Popa Andrei. 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. S-a suit cu scarantei. 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Bă, a venit mâncarea. Mi-a zis Anisia, dacă vine astăzi Bogdan Drăcea, vreau să-i dedic o lucrare muzicală. Zi mă, chiar e eleva aici? Salcea, da. Nu cred. De-ai fi tu salcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. O stea pe cerul de opal, de-ai fi. Dar îmi place că după ce cântă sus are vocea asta de lăutar răgut. E foarte greu încălzirea, frățiorul meu. Când am intrat în sala de operație, am început... Că e la frumusețe, da, pe muchie de cuțit. Da, pe muchie de sabie, mai mult, că a fost mai mult. Te-ai preat în Craiova? Da. Păi mai, da, la un show urmă, acolo, la vulcanizare. Ce e al meu, e și al tău, să știi, să te prind, te-aș putea oferi. 2005! 2005, Ușanu! Seniorito, stai puțin! Odată am ținut în frâu acest podcast. Nu mai e cazul. Fiecare dintre voi a făcut o facultate, tu dreptul, tu informatica. M-a ajutat pentru că știu acum să-mi editez filtrele la poze. Nu-ți trebuie informatică să... Dar tu știi? Tu știi să ți le editez? Eu? Da. Eu am făcut programul de editare. Ah, mă rog. Care cum îi zice? Edit. Da, cu tine și inima, inima mea. Și ascunde o bagaje pe undeva. Ce s-a întâmplat la series de pe fix, Anisia? Cum s-a întâmplat? Oh, v-ați uitat la piciorul meu? O hartă s-a întâmplat acolo. Pentru că, într-adevăr, da. Făcuse pe ea, da. Ce vrei? Să slăbesc oria. Să nu mai fiu gras. Dacă tu nu vei mânca după 6, este perfect. Îți spun eu că am trecut prin multe cure de slăbire și n-am ajuns la niciun rezultat. Îmi place că Anisia zice aia și l-a sărit grase. Vezi-le, o, a venit tubi-tubă.